cum ar zice românachele, niciodată să nu vă luați mașini cu F, adică franțuzești sau Ford. Sau cum ar spune vorbitorii de limbă engleză, fix or repair daily. Mi se par niște glume care nu cred că și-au locul în prezentarea de astăzi, pentru că mie unul îmi place această mașină. Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de o alternativă nu la Logan, așa cum se glumește prin comentarii, ci zic eu la Passat, pentru că este o mașină care chiar are ceva de oferit. Sunt numeroase exemplare pe care le vedem pe drumurile europene, cel puțin. S-a vândut și se vinde în continuare și în America și chiar și în Australia. Și e o mașină cu maturitate. Numele de Mondeo este prezent de prin 1993. A ajuns la a patra generație, însă o să vedem cum clasifică Ford aceste generații. Și eu zic că e o mașină completă, în sensul că ai mai multe tipuri de caroserie. Liftback, cum este aceasta, adică stilul Audi A5 cu acel haion sau cum e Skoda Superb. Ai stil sedan, în care se deschide doar partea de tablă a portbagajului, caroserie în 3 volume, nu în 2 cum este liftback-ul. Și ai venerabilul break, turnierul, cum e el numit la Ford. Ai motoare pe benzină, motoare diesel, diverse generații și ai și versiuni hibride care folosesc sistemul de propulsie electric de la Toyota. O să explic și partea aia definitiv. Și zic eu că asta o face să fie o mașină completă. Poate de nouă era destul de scumpă, însă acesta era segmentul, mai ales în variantele acelea viniale. Chiar colea pe fundal aici la Băneasa în mall, mai de mult, nu foarte de mult de fapt, era expus un Mondeo viniale care avea un preț de listă de vreo 46.000 de euro, însă recunosc că arăta frumos, adică avea piele din aia cusută cu pernuțe inclusiv pe bord, ornamentele erau mai atent lucrate, grila avea altă formă, avea niște culori rezervate pentru respectiva echipare și chiar era segment premium, însă știți cum e, românii se gândesc că doar Sfânta Treime nemțească e cu lux. Da, eu zic că nu este chiar așa. Până la urmă, un brand care încearcă să poziționeze o mașină în segmentul premium și face chestia asta mai cu intensitate, așa, adică chiar vrea să fie acolo și se chinuie mai mult decât ceilalți, merită totuși măcar aprecierea noastră pe acest canal. E ciudat la mașina asta că s-a vândut global și s-a vândut destul de bine, spun eu, dar a avut un trecut destul de variant. Și aici trebuie să amintesc ciudățenia asta cu generațiile. Tehnica asta se numește Mark 5 în engleză. Ei spun Mark la generație și 5 e numărul 5. Deci, practic, ea e generația a patra, dar Mark 5. Cum naiba vine asta? Păi vine în felul următor. Prima generație care s-a lansat în 1993 folosea platforma CDW27, așa se numea, o platformă pur a lui Ford. Aceea a rămas Mark 1, prima generație, și a primit un facelift, însă, destul de ciudat, acel facelift a fost numit Mark 2, dar tot, practic, ca o primă generație era. După aia s-a păstrat cronologia, a apărut generația a doua, care era Mark 3, generația a treia, care era Mark 4, la rândul ei a primit un facelift, dar a rămas tot Mark 4, nu s-a mai numit Mark 5, și a venit asta începând cu 2014. Normal ar trebui să fie lansat în 2013, însă pentru că fabrica din Belgia, de la Ghent, s-a închis, probabil în urma despărțirii de Volvo, pentru că acolo erau făcute și modele Volvo, a amânat lansarea cu vreun an și de asta a apărut el în 2014. În timp ce prima și a doua generație, adică Mark 1, Mark 2 și Mark 3 au fost pe acea platformă CDW27, începând cu generația a treia, adică acel Mark 4 care a avut și un facelift, tot Mark 4, au fost mutate pe o platformă comună cu Volvo, pentru că la acea vreme Ford deținea brandul Volvo și aveau facilități comune de producție, împărțeau motorizări și culmea, toate aceste branduri împreună cu, chiar cu mașina asta pe care o vedeți în imagine, împart motoarele diesel cu cei de la grupul PSA. Venerabilul motor de 2.0 HDI, DW10, numit de marketing DuraTorque la Ford. Însă nu are nicio treabă cu Ford. Motorul o să descriem pe larg la partea de motorizare chestia asta. Aceste generații
Mark IV, practic a treia generație, nu, a patra generație cu faceliftul său, generație Mark IV, cum naiba să o numi, că și eu mă curc acum pe filmare, au fost făcute pe platforma EUCD, adică comună, de exemplu, cu vehicule, majoritatea vehiculelor produse de Volvo, și foloseau motoare, de exemplu, cu benzină de la Mazda, motorul Mazda L, care a echipat și Ford-uri precum Focus-ul decapotabil apărut recent pe canal, dar folosea și motoare de la PSA și benzinele EcoBoost, care erau producție proprie Ford. Acea platformă EUCD, evident, a existat cât timp mariajul ăsta dintre PSA, Ford și Volvo cu Mazda era în desfășurare. După 2014, când a apărut practic această a patra generație Mark 5, Mark 5, s-a renunțat la acea platformă și s-a revenit pe o platformă nouă, complet nouă de la Ford, numită CD4. Aceasta, de exemplu, împarte dedesubturile cu modele precum Ford Fusion Energy, care este un plug-in hybrid cu aceeași formă vândut în America, cu Fordul Fusion simplu, cu Lincolnul MKZ, printre altele, și cu diverse vehicule de pe la brandurile alea satelit, cum ar fi Mercury. Deci este o chestie pur in-house. Chiar am avut surpriza să văd la blog, am și postat pe Instagram mai de mult, un Lincoln MKZ, care este practic un Ford Mondeo puțin lungit, bazat pe aceeași platformă, însă cu tot cu motor EcoBoost de 2 litri, dar cu diferențe clare de estetică și interior, dar așa de la distanță parcă îți venea să-l iei tot ca pe un Mondeo. Mașina asta s-a vândut și se vinde în continuare pentru încă un an și în Australia, unde s-a încercat practic cu ea să se înlocuiască vechea generație de Ford Falcon, care însă era o mașină complet diferită, pentru sufletul meu mai ales. O mașină cu tracțiune spate, cu motoare V8 de 5 litri cu compresor, multe sute de cai spre 1000 cu tuning, niște motoare și mașini veritabil australiene, cum nu o să se mai facă vreodată. Măcar au avut decența să nu numească în Australia Fordul ăsta Falcon. Cred că ar fi dat foc australienii la modelul ăsta, nu că asta ar fi o mașină rea, dar pur și simplu ar fi scuipat pe trecutul glorios al acelei mașini. Sper vreodată să văd o mașină de aia, poate să apuc să și prezint. În paralel, a fost o situație similară cu Holden-ul Commodore, acea mașină derivată din Opel-ul Omega A, care ulterior a fost rafinat pe platformă Opel Omega B și a reprezentat practic dușmanul de moarte al Fordului Falcon, împreună fiind niște mașini foarte mișto, în sensul că îți lua un sedan european, îl lungea, îl lățea și punea un V8 de cioban american, așa cum în Europa noi nu o să vedem aproape niciodată. În foarte puține cazuri o să vedeți genul ăla de motoare de peste ocean vândute aici. Din păcate însă, pentru brandul Opel de la acea vreme, insignia vândută în Australia se numește și ea Holden Commodore. Zic eu, o greșeală de marketing, pentru că mașina aia, deși e interesantă, nu are puterea și vâna, ca să spun așa, pe care a avut-o acel Holden Commodore, și împreună cu Fordul Mondeo, așa cum se numește acolo, își vor înceta producția în 2021 pentru Australia. O chestie interesantă este că acele mașini, respectiv insignia B, care este numit Holden Commodore în Australia, și Fordul Mondeo, care se numește la fel acolo, sunt produse în Europa. Vârfurile de gamă pentru mașinile astea, de noi când apăruseră, erau undeva în jur de 50.000 de euro. Fix aceleași mașini, în cazul lui Insignia cu motor diferit de 3.6 al lui Tech V6, dar Mondeo cu un EcoBoost de 240 de cai, vândute acolo în Australia, costau de noi aproximativ 34.000 de euro, prețul fiind subvenționat de către statul australian. Foarte interesantă chestia asta. Poate am deviat puțin de la subiect, dar am vrut să pun mașina asta într-un context global. În America, în continuare, se ține bine. E clar că îi vor un viitor, măcar pentru generația asta care încă rămâne. Nu se știe dacă va mai fi încă o generație, pentru că probabil o să scoată un, așa cum Mustang-ul a devenit un SUV hibrid, electric de fapt. Și ăsta probabil o să se crossoverizeze mai departe, și așa cum este trendul global. Dar pe generația asta, oamenii au lansat o platformă plug-in hybrid. Au variantă mai de lux, acele vehicule de la Mercury și Lincoln, care își împar puțin caroseria cu asta și formatul de motorizări. Dar cert este că s-au gândit la ea. Și în Europa
a fost disponibilă și ca hibrid, folosind un motor propriu de Ford cu ciclu Atkinson de 2 litri aspirat, care însă era cuplat la o transmisie Aisin de Toyota, adică exact ce găsim la un Prius, de exemplu, sau la o Toyota RAV4, cu o putere totală de aproximativ 190 de cai. Adică s-au gândit bine pe partea asta. ECVT nu place multora, dar era un hibrid în toată regula. În prezent, de exemplu, noul Kuga este oferit în variantă full hybrid, însă folosește același sistem principal de două motoare electrice, adică sistem hibrid serie paralel, exact ca cel de Toyota, folosind un motor de 2,5 litri aspirat cu ciclu Atkinson, însă producția acelei transmisii automate este integral făcută și proiectată de Ford, deci nu mai are nicio treabă cu Aisin-ul de Toyota. Până nu vă cu ochii mei, nu cred, dar cert este că așa au anunțat ei. E clar că s-au bazat pe know-how care a fost câștigat împreună cu cei de la Toyota. Pentru că vorbim despre platforma CD4, care e o chestie pur americană a Fordului, vorbim despre o echipă de design care era în state, la Detroit, acolo unde Ford își are sediu. Deci, practic, mașina este proiectată în stil american, însă gândită pentru piața globală. Spre deosebire de modele anterioare care erau diferențiate în funcție de piață, purtau denumiri diferite, aveau interioarele simțitor diferite și veneau cam cu alte motorizări. S-a întâmplat chestia asta și la Focus și la Mondeo. Ulterior, din nevoia asta de globalizare, au început să practice deviza asta, One Ford. Adică veți vedea, de exemplu, și la Focus-ul generația actuală, că oriunde l-ai cumpăra, dacă e disponibil, arată la fel și are aceleași motorizări. Generația anterioară a avut și un pic de picanterie Volvo, pentru că printre motorizările respective puteai să găsești un 2.5 benzină, venerabilul B52 de la Volvo în 5 cilindri, turbo, care a echipat, de exemplu, și Focus-ul ST din a doua generație. Un motor care e destul de gurmand, însă fuge într-un mare fel și, din fericire, unul din urmăritorii noștri are acel motor pe o Kuga. Este vorba de Remus Mario din Germania. Îl știți din comentarii pentru care la imaginea de portret un Ford Probe, pentru că chiar deține acea mașină. Mi-ar plăcea să-i fac o dată un review cu motor V6 frumos. Cred că merge frumos Kuga ăla. Chiar dacă poate unii nu gustați acea mașină, eu unul personal o gust prin prisma acelui motor, care chiar e deosebit. Revenind la Fordul nostru de pe fundal, a avut totuși o gamă largă de motorizări. A avut acel hibrid care era... probabil n-a avut vânzări spectaculoase, dar e frumos că au încercat să-l facă. A avut și o variantă plug-in hybrid pentru state, care se numește, nu mai țin minte cum îi spune, Fusion Electric, ceva de genul. O să caut și o să vă zic, am uitat efectiv. Și pe partea clasică de motorizări benzină am avut în general 4 cilindri, dar a primit printre altele și Volteanul de 3 cilindri turbo de 1 litru de la Craiova, respectiv EcoBoost-ul 1.0, care probabil a fost vândut în state pentru a coborî media emisiilor. Că știți cum se face, anumiți producători vând sub siglele lor mașini produse de alții, cum face de exemplu Suzuki cu Toyotele Corolla și RAV4, pe care le vinde sub altă denumire în brandul său. E clar că ele sunt produse integral de respectivi, însă vândute cu siglele astea. Cam așa a fost aici și cu motorizările astea, că e clar că nu e un motor pentru America și mai mult ca sigur nu e un motor foarte rafinat pentru această mașină. E în 3 cilindri, 125 de cai pe caroseria asta, care are aproape o tonă jumate, nu cred că e ce trebuie, dar probabil dacă faci Uber cu mașina e suficient. Am filmat și noi un Focus cu acea motorizare și nenumărate alte mașini. Revenind la ce motoare mai are mașina asta, a mai avut un 1.5 EcoBoost, însă în 4 cilindri, care provine dintr-o revizie tehnică a acelui 1.6 cu blocul motor cu problemă care păpa antigel și care a luat foc prin state, au fost niște litigii pe acolo, însă a fost rafinat. E un motor care s-a regăsit în cilindrele de 1.6 și pe acel Focus Tournier filmat de mine pe canal relativ recent. Pe Mondeo produce undeva la 165 de cai. Au mai fost variantele de 2 litri EcoBoost în 4 cilindri turbo, care produceau în jur de 204-240 de cai în varianta cea mai puternică. Mașini interesante și ele. Pe parte de diesel, am început cu un 1.6, care este motorul DV6 de producție comună Ford PSA, care din motive de emisii tot așa a fost modificat pe 1.5 DV5, care este practic un motor bazat pe
unul făcut de Ford în 2012, l-am mai povestit eu într-o filmare, pentru că acel motor este de fapt un downsize, i s-a modificat cilindreia și cursa. Are o cilindreie puțin mai mică, însă puterea este mai mare, dacă nu mă înșel, undeva la 130 de cai. Însă folosește același sistem de distribuție ca un 1.6, însă problemele nu par să fie același, ci mai puține, adică uzura aia pe parte de ax cu came de evacuare și chestiuni care țin de ungerea turbinei. Avea o gâtuire pe conduct acel 1.6, probleme de mult fuse și seduse. Însă unul din motoarele venerabile pe care l-are și această mașină este 2.0 HDI DW10. Motorul acela pur de PSA, care a echipat vehicule de la Ford, de la Volvo și de la întreg grupul PSA și încă face chestia asta. Pe Volvo și pe Ford nu mai există acest motor la vânzare de nou, pentru că de când s-a produs separarea acestor parteneriate, Volvo a trecut pe sistemul VEA, Volvo Engine Architecture, adică au motoarele lor proprii, acum și benzină și diesel. Ford a trecut pe gama sa EcoBoost proprie și EcoBlue la diesel, care sunt practic niște continuări ale motoarelor făcute împreună cu PSA, dar diferă cifrele, nu prea mai au legătură în rest. Însă această mașină, pentru că este de la începutul generației sale, are un motor DW10. Din fabrică a venit cu 150 de cai și vreo 350 de newton, însă a primit o resoftare care l-a adus la nivelul de 180 de cai și 400 de newton. Hai să trecem la motor în vizită să vedem ce are să ne spună. Piston la capotă, de se bate bine cu Passatul pe partea asta. Capacul motor are scris cuvântul DuraTorque, care este un brand de marketing când vine vorba despre motoare diesel. În trecut, pe Forduri, au existat niște motoare DuraTorque care n-aveau nicio treabă cu grupul PSA. Ele erau niște motoare de concepție integral nemțească, aveau distribuții pe lanț, difereau complet cifrele de putere, de dimensiuni și felul cum erau antrenate distribuția și accesoriile. Acesta însă este un motor de PSA 100%, chestie pe care poate să observe orice nepriceput din domeniul auto, pentru că pe chiulasă, pe partea de admisie, există scris FOMOCO de la Ford Motor Company, sigla Peugeot și sigla Citroen. Ele sunt aici sub rampa comună. Ăsta este un motor care din fabrică dezvolta 150 de cai și 350 de newton. El a luat naștere în 98 ca model, însă atunci echipa niște mașini mai vechi și venea doar în 8 supape. Avea un singur arbore cu came, nu avea intercooler și avea doar 90 de cai. Ulterior a primit și un intercooler care a săltat puterea pe la vreo 109 cai. Puterile astea ulterior au fost preluate de motoarele DV6, de 1.6, care au fost și ele tot așa în 8 supape un arbore sau 16 supape doi arbori. Iar din 2004 încoace, dacă mi-aduc eu bine aminte, motorul ăsta a primit o revizie tehnică și a căpătat încă un arbore cu came și încă 8 supape, așa cum este și acesta. Distribuția este antrenată pe curea. Este o curea simplă, care se poate vedea că antrenează doar rola de la arborele cu came de evacuare. Iar undeva aici, respectiv sub capacul de ulei, putem vedea un lănțic. Și acel lănțic, destul de gros, care a fost și el revizionat, să spun așa, pentru că era prea subțire înainte și se întindea, antrenează arborele cu came de admisie. Turbina este una cu geometrie variabilă, care are însă actuator vacumatic. Și motorul are o galerie de admisie care diferă în funcție de model. Iterațiile astea noi, care sunt Euro 6, au galeria de admisie din metal. Cele mai vechi aveau galeria din plastic și era una cu capacul supapelor. Îl puteam vedea pe modele de acum 10 ani. Însă, acest motor, așa cum îl vedeți aici, este absolut identic la aspect cu cel de pe Citroenul C5 Aircross filmat de mine pe canal, pentru că sunt identice și la fel, sunt exact aceleași motoare. Le diferă însă puțin prinderile, pentru că sunt caroserii diferite. Extensia de caroserie pe parte de suport motor diferă, o să vedeți dacă comparați filmările, și diferă puțin traseul acestor cablaje, dar ele tot acolo sunt. E un motor cu sistem cu rampă comună, se poate vedea rampa comună aici, care are niște conducte către injectoare, care sunt cu sistem piezoelectric, cu retur, și pompa de înaltă este antrenată de arborele cu came de evacuare,
iar pompa de vacuum este antrenată cu arborele cu camere de admisie. Are pompă de vacuum pentru că se ocupă de frâne și de trei electrovalve. Una se ocupă de turbină, cealaltă electrovalvă se ocupă de traseu EGR și a treia electrovalvă se ocupă de partea asta de aici, de clapetă de admisie, am putea spune, că nu pot să o numesc de accelerație. Acele electrovalve se mai strică, foarte ușor de diagnozat, să spun așa, sunt dacă le înlocuiești între ele, să vezi unde îți dă codul de eroare. Și cam atât despre partea asta. Turbinele au fost bune. Au fost diferite însă între Ford, Volvo și PSA în general, deși în ultima iterație asta turbina este identică cu ceea ce se montează pe PSA. Pe partea de admisie avem aici o supapă EGR care este cu motoraș electric și are returul direct în admisie în partea asta. Galeria de evacuare este standard, adică probabil este din oțel, ca să țină, sau fontă, un aliaj din asta. În partea asta putem vedea care sistemul de epurator de gaze, respectiv flapsul ăsta de aici, iar injectoarele sunt plasate central, pentru că motoarele astea nu au bujii normale, au bujii incandescente, deci diferă complet arhitectura pe partea asta. Distribuția practic alimentează cu curea o singură rolă, însă pe traseu are și role de ghidaj, rolă întinzătoare și pompă de apă. Pe cureaua de accesorii o să regăsim alternator și compresor de aer condiționat, pentru că servodirecția acestei mașini este una electrică, fiind o mașină cu radar adaptiv și cu lane assist, e o mașină de generație nouă, deci nu are de ce să aibă o servodirecție hidraulică. Ăsta, așa cum îl vedeți, este un motor care are o construcție ușoară, este din aluminiu, are niște pistoane solide cum nu se mai fac vreodată, au segmenții lați cât o verighetă, atât cei de compresie cât și cel de ulei, niște șanțuri generoase în segmentul de ulei. Este un motor care are compensare hidraulică la supape, adică nu trebuie să-i faci joc termic și are o chestie foarte tare. Pentru că supapele sunt plasate perfect perpendicular pe suprafața pistonului, în cazul în care distribuția se rupe, aproape niciodată nu o să ai problemele alea de impact, să se îndoaie biela sau să crape, știu eu, pistonul, pentru că supapele sunt făcute să transmită mai departe acel șoc în acei tacheți și cedează tacheții. Am văzut o lucrare din asta, a costat aproximativ 860 de lei în piese și manoperă pentru a repara un tachet rupt și a schimba un arbore cu camera la motorul DV6. Deci, practic, poți să mergi fără teamă, chiar dacă ajungi să se rupă distribuția. Din păcate, rămâi cu mașina în drum, o să trebuiască să apelezi la platformă, dar motorul structural intern în partea de bloc la pistoane nu va păți absolut nimic. E un motor care chiar nu prea a avut probleme, au mai fost probleme ocazional cu injectoarele și cu pompa. De exemplu, pompa asta este de la Delphi, pentru că este generația nouă de motoare. Pompele trecute erau de la Siemens și alea, din păcate, nu prea știa nimeni sau nu putea să le repare. Și injectoarele au mai avut probleme aici pentru că se uzau în timp, au și ele totuși o limită de viață și spray-ul nu mai era consistent. Vărsau prea mult motorină atât în intern în camera de ardere cât și pe conductele de retur și practic motorul făcea hidroloc, adică pistonul avea în capăt un amestec prea mare cu prea multă motorină și lovea, nu putea să comprime acel amestec și în felul ăsta se îndoia biela. Dar până să se întâmple chestia asta, observai că ai o diluție foarte mare de motorină în ulei. Creștea aproape, se dubla nivelul de ulei în baie, prin faptul că se amesteca cu motorina care scăpa pe lângă acei segmenți. Așa că sunt niște motoare la care trebuie să mai acorzi câte cât atenție pe la partea asta de cablaje, conducte de vacuum, mai o supapă EGR, o curățare de galerie de admisie, dar în rest chiar n-au moarte. Adică sunt cu o injecție bună, pompa veche Siemens ducea maxim 200.000 de kilometri la asta, eu nu am auzit să fie probleme. Am văzut motoare din astea care au și 600-700.000 de kilometri și încă sunt ca noi. Și am văzut motoare desfăcute care pur și simplu nu au urme de uzură. La cuzineți, la suprafețele astea mobile de frecare, pistonul este neatins, segmenții se pot mișca, nu sunt ancrasați. Deci chiar PSA zic a făcut treabă bună și categoric motorul ăsta este lider pe diesel. Eu zic că la ora actuală este cel mai bun motor diesel comercial de uz larg pe care poți să-l cumperi pe o mașină SH în Europa. Ce mai are mașina asta interesant și a avut niște probleme este cutia Power Shift, așa cum o poreclesc cu unii Power Shift. Este o cutie cu dublu ambreiaj produsă de în parteneriat de Ford, Getrag și Look.
Getrag s-a ocupat de internele cutii, Look s-a ocupat de ambreiajele monodisc, duble sau multidisc umede și este exact aceeași cutie cu cea de pe Renault-uri, EDC-ul ăla, însă diferă puțin niște chestiuni pe partea de acționare a acelor motorașe electrice din interior, însă e aceeași formulă, ambreiaje de la Look și cutie de la Getrag. EDC-ul ăla avea cod ceva DQ4, dacă mi-aduc bine aminte, iar asta se numește DC450, însă cutia asta este cu ambreiaje umede multidisc și pe mașina asta care are undeva la 120.000 de kilometri, parcă nu a avut încă probleme, însă e o cutie pe care eu aș ocoli-o la modelele mai vechi, mai ales la Focus, am avut o cutie de genul robotizată și nu vreau să repet experiența. Știți cu toții de pe forumuri și chiar sunt adevărate, au avut parte de niște probleme pe sigilii, pe tot felul de rulmenți, probleme cu softul, te lăsa mașina în drum, asta era problema concret. Însă, din fericire, Ford a vândut mașinile astea și cu cutie Aisin 6 și cu cutie Aisin 8 trepte, ambele cu convertizor, niște cutii foarte fiabile, dacă ar fi să vreau cutie automată, eu pe aia aș alege-o fără să stau pe gânduri. Nu aș merge pe dublu ambreiaj. Hai să continuăm cu interiorul. Deschidere electrică, pentru că vorbim despre o echipare superioară. Acesta este un liftback și se poate vedea cât am mai portbagajul are. Ceea ce îmi place la prima vedere este faptul că nu are șolduri late, în sensul că partea de contraaripi are o protuberanță, cum îi zice, umflătura asta e minimă, iar deschiderea banchetelor este totală. Deci dacă le pliezi, poți să încarci o masă de aici de-a latul. Compar, de exemplu, cu ce am eu acasă cu Honda, care are un portbagaj mai mic decât ăsta, dar ce mă deranjează este deschiderea foarte mică a banchetelor. Deci, practic, jumătate din acea lățime este ocupată de niște pereți laterali și nu poți să bagi o masă de lat. Deci, chiar vorbim despre un spațiu foarte amplu. Aici avem și inele de prindere, iluminare cu LED, posibil să fi fost schimbate ulterior, încă un inel de prindere aici, plase, diverse inele și în partea elaltă, deci chiar stăm bine. Și sub această tavă, probabil, avem și ceva roată de rezervă de dimensiuni reduse, cricul și alte chestii. Deci eu zic că e portbagajul mare, așa cum place românului. Aici, de exemplu, butonul de închidere are o membrană de cauciuc care se va rupe în timp sau cel puțin se va șterge. Da, putem vedea că are o închidere mai lentă decât deschiderea, așa mi se pare. Da, deja, oricum, când ai închidere și deschidere electrică, este un moft. În partea din spate putem vedea că e o echipare iarăși superioară, stă bine pe chiedere peste tot. Are și aceste copertine care au o balama ce se ține ușor în mână, e însă dintr-un cauciuc flexibil și e puțin mai moale la atingere, necesită un pic de timp de obișnuință, dar funcționează ok. Materiale moi pe fața de ușă în partea asta, la fel aici, piele și în partea asta, un piano black care văd că a rezistat destul de bine în timp. Iar aici avem un spațiu interesant de stocare care are ca o dungă, aici cred că intră o agendă, dar ar fi logic să pui așa că ai acoperit boxa. Partea din spate iarăși, suprafață lată de piele, dacă ar fi să pliem bancheta, are un mic defect, în sensul că centura intră peste ială. Și chestia asta trebuie avut grijă la treaba asta. Dar pielea pare de bună calitate. Există un fel de neopren aici, piele groasă aici, cu cusături. Ceea ce e bine, pentru că dacă se rupe, înseamnă că vei putea să înlocuiești doar acest segment. Spătarul la fel e profilat, scaunul pare și el scobit. Hai să vedem cum arată la stat, propriu zis. Eu zic că fără probleme. Având în vedere că scaunul ăsta este peste montantul B și avem și o senzație sporită de confort de la acest plafon panoramic, care nu se deschide, însă fiind vitrat complet, dă un aer de spațiu în mașină. Și pe partea centrală avem și ventilație pentru ocupanții din spate și aici ceva, o priză de 12 volți, probabil pe generațiile mai noi, au pus și USB. Pe partea centrală avem și o cotieră cu suport dublu de pahar, care are și un spațiu de depozitare suplimentar aici.
niște mici elemente de retenție. Avem și o trapă de acces către portbagaj, care se poate deschide așa, însă e foarte mică. Adică o pereche de-a mea de schiuri nu o să intre pe aici. De fapt, corect gramatical, este o pereche de ale mele, pentru că te refer la mai multe perechi. Adică o pereche dintr-un grup din mai multe, să mă corecteze cineva care se pricepe mai bine. Pe urmă, spațiul la cap. Deși avem acest plafon, unde trebuie să intre mecanismul ăla de oblon, nu pare să ocupe foarte mult loc, adică am undeva la, nu știu, 4 cm deasupra capului. LED-uri și aici, și îmi place că avem un mic butonel care se poate opri. Da, trebuie să fie ușa închisă pentru asta, cârlic de prindere și cam atât. Hai să vedem și în față cum e situația. Mai îmi place la portbagajul electric, chiar vreau să vă arăt chestia asta, că îl trântește, frate. Deci când îl închizi, știi, clasic, că s-a închis, nu stai să te gândești. Ascultați cum se aude. Chiar dă cu el, dă... Îl simți calmea. Și un alt aspect, ăsta e cu dedicație pentru Mihai, că el se uită la detaliile astea. Acest telescop electric este făcut la Brașov. Scrie frumos aici, Brașov, România. FOMOCO. Deci, așa cum sunt de părere, cred că mai mult de jumătate din mașinile noi sunt făcute în România ca pe parte de componente. Mai mult de jumătate din această mașină. Ușile au deschidere largă și în față. Eu zic că au niște ornamente frumos desenate și în față și chiar și în spate. Adică nu pare o ușă la care nu s-a dat atenție. Că multe uși din spate sunt destul de plictisitoare. N-au același desen ca aia din față. Asta aproape că le confunzi. Au același design. Piele moale, plastic moale în partea asta. La fel aici, un plastic puțin mai tare. Aici e aer moale. O cotieră amplă și un spațiu de depozitare aici mai mare. Scaunul pasagerului are niște reglaje manuale în partea asta. Ăsta nu știu exact ce face, o să simt când mă urc. Și chiar se stă bine. Adică loc la picioare pentru mine e ok. Am văzut din mai multe discuții faptul că unii consideră Mondeo mai mic decât Passat. Nu pot să zic că, adică nu mi se pare, însă într-adevăr are această consolă mai lată. Împrumut o chestie însă de la Volvo, care e interesantă, și anume acest spațiu aici, care este liber, adică ăsta. Și aici ai un spațiu extra de depozitare, însă e un design pătrățos. Asta înseamnă că vei avea loc la picioare, torpedo mare cu etaj dublu și capitonat și cu un plastic destul de plăcut la atingere. Bordul este din material moale, inclusiv lateral asta de aici este dintr-un material plastic moale. Aceste oglinzi, vanity mirror, îmi place cum le zice în engleză, suport de ochelari în partea asta cu capitonaj, comenzile astea pentru oblonul ăsta, lumini, oglindă heliomată cu senzorii aferenți și aici este sistemul Sync 2. Înainte aveau, scria doar Sony pe alea vechi și a ajuns la Sync 3 acum ca generație. Deși e un touchscreen cu un aspect oarește îmbătrânit la prima vedere, îmi place faptul că are comenzile de la climatizare disponibile aici la mână, cu dezaburirile, cu recirculările, aerul condiționat și posturile de la radio, la fel se pot regla de aici. Și ai și touchscreen. Deci îți lasă la îndemână ambele chestii disponibile. Aici, practic, e un mic minus, în schimb, pentru că, da, de fapt nu, că aici poți să pui telefon în zona asta și nu-ți va fugi într-o parte, dar față de o mașină normală trebuie să cauți un pic locul ăsta ca să faci acea mișcare. Pe urmă, în partea asta avem start-stop-ul, senzorii de parcare și frâna de mână electrică, un selector clasic de viteză, aici suport de pahar dublu cu cauciuc, retenție bună și o cotieră cu două metode de deschidere. Avem o dată una așa, care are un spațiu mic capitonat și încă una așa, unde ai și un port USB și o priză de 12V și are și capitonaj. Deci chiar e o mașină ok. Nu are capitonaj însă la fețele alea de ușă, pentru cine e interesat. Cam asta ar fi partea de pasager, dar nu m-am lămurit ce face acest... Aha, ăsta este lombarul de aici. Deci l-au pus manual la partea asta de față, iar ăsta este reglajul de înălțime. Și asta înseamnă că pentru partea de spătar are clapă în partea asta.
Deci e ok, pentru că stau pulpele bine. E o mașină care primește și înalți și slabi și grași. O chestie însă care se păstrează pentru Ford e destul de evident pe parte de lufturi. Nu s-a umblat la mașina asta aici, însă putem vedea că aceste ornamente nu sunt tocmai aliniate și special chestia asta se poate vedea la capotă, dar însă cred că aici s-a umblat un pic. Pentru că ciocul ăsta parcă nu-i chiar natural, nu are o dungă constantă și prima dată când am deschis capota mi s-a părut că n-am închis-o bine. La fel în partea de jos, pe la faruri. Da, asta se întâmplă și pe la Fordurile noi. Iarăși un detaliu de aliniament. Acest cheddar, da, pare el un pic ieșit. Deci aici s-a întâmplat ceva probabil, că mă gândesc că șuieră la viteză dacă stă așa. Whatever. Asta este partea de la șofer. Putem vedea aici că avem 3 memorii la scaune, pentru că aici scaunul este electric, reglabil pe 8 direcții cu lombar pe 2. Și avem și siguranțe de copii în spate pentru geamuri și uși electrice și reglajul clasic pentru oglinzi. Mașina are volanul reglabil electric. Putem vedea aici selectorul și are și easy access, adică în momentul în care pui contactul, scaunul se apropie de volan și volanul se apropie de scaun. Adică intrarea e foarte facilă din punctul meu de vedere. Și ați văzut deja din partea alaltă cum arată această consolă. Dacă punem și contactul, pornirea este imediată. Și momentul în care închid ușa, probabil se produce acea apropiere. Exact, putem vedea volanul cum mișca, a coborât și eu m-am apropiat de scaun. Ceea ce putem vedea prima dată este bordul, care este un mix între niște ceasuri normale, analog, și niște ecrane. De fapt, doar conturul ceasurilor este ceva fizic. Și avem aici un selector pentru ecranul din stânga. Ăsta este un selector pentru ecranul central. Astea sunt comenzile pentru cruise control automat cu reglajul de distanță, iar astea sunt control pentru sistemul multimedia. Aici avem selectorul pentru lumini, clapete pe volan și niște manete clasice. Aici, de exemplu, e o completare pentru sistemul de lane assist, simbolul ăsta de mașinuță. Dacă, de exemplu, intri aici, o să poți să reglezi diverse chestiuni, cum ar fi suspensiile, pentru că are acest drive control, sport, normal sau confort. Chimes, ăsta cred că sunt niște sunete care poate să fie câteodată enervante. Easy entry și exit, ăsta este pentru volan. Start stop probabil, partea de lumini, faruri adaptive. Poți să reglezi și pentru volan stânga, volan dreapta, fază lungă automată, mă rog. Cât mai are uleiul. Chestii interesante, ia, trip computer. Și ăsta poate să-ți afișeze, de exemplu, cumulat niște informații grupate de computer. Pe partea dreapta a volanului se poate controla acest ecran, unde poți să afișezi, de exemplu, navigația pe parte de busolă sau poți să afișezi, nu știu, de pe telefon, melodie. Acum se aude niște Bob Marley încet pe fundal. Îl dăm așa să nu ne... A, apropo, sistem audio. Se aude frumos. Nu are basul foarte mult, însă se aude curat, adică în altele mai ales. Și știu că au avut și opțiune de B&O Play, acel sistem în colaborare cu Bang & Olufsen, care însă nu e un Bang & Olufsen, pentru că pe un Audi, un sistem Bang & Olufsen constă 12.000 de euro. Un sistem B&O Play de pe Ford e undeva la 550 de euro, dacă mi-aduc eu bine aminte. Deci e o diferență de calibru totuși. Da, deci practic aici lăsăm pe viteză și pentru ecranul ăsta central nu pare să se schimbe nimic pe aici, cam atâta. Ecranul ăsta de aici însă este sistem din ăsta cu senzitiv, cum îi zice, nu, capacitiv parcă, adică e cu atingere propriu-zisă, nu îți măsoară cu curent electric, este cu presiune. Și dacă intri, de exemplu, aici are un timp de răspuns cam lent. Da, e și din anii respective, adică nu putem să-l criticăm prea tare. Are un ecran principal. Poți, de exemplu, să afișezi aici,
nu știu, muzica, de exemplu, dacă de aici ți intră, care probabil e de pe stick, că uite, îți dă și aici AM, FM, sursă, toate cele. Are și Grace Note din ala pentru că afișează pictogramă. Și ai și setări generale care țin de mașină. De exemplu, nu poți seta modurile alea de condus de aici, dar sincer nici n-aș vrea de pe ecranul ăsta, pentru că ar fi, durează foarte mult. Adică nu e un, nu e o navigație foarte pe gustul europenilor. Dar până la urmă e drăguț să ai un ecran din ăsta și cred că cine are mașina se obișnuiește repede cu chestiile astea. Aici probabil poți să-ți reglezi tu pe aceste patru cadrane, la fel cum ai și consumul reglat pe cadranele respective. Și cam atât. A partea de climatizare am văzut că o ai și fizică, dar dacă intri aici și dai după ce aștepți timpul corespunzător, mă rog că e de fapt aici, uite, de exemplu și încălzirea în scaune o poți porni de aici, dar și de aici. Dacă dai click pe ăsta, practic îți arată toată fereastra de climatizare. Dar n-aș folosi mers asta, pentru că îți face degetul așa, trebuie să-l sprijin pe ramă, asta durează. Uite, dacă vrei, de exemplu, să dai 25 de grade, apeși de face accident până îl reglezi. Mai simplu e să faci chestia asta direct de aici frumos. Da, până la urmă folosește ecranul ăsta ca martor și acest logo cu omuleț seamănă mult cu acelea care erau pe Volvo. Cam atât a fost prezentarea interiorului. Mai văd că este aici un mic ecranaș care îți arată martorii de airbag. Îmi place că nu ți-i pune în ochi aici să te vorbească. Și îmi place că folosește LED-uri. Așa că critică sincer pe materiale de interior nu prea am. Rămân la critica pe partea de navi, că e învechit, dar asta dacă ar fi să o judec din punct de vedere al unei mașini noi. Aici e puțin problematic, de exemplu, dacă pui schimbătorul în drive, ai loc pe aici să cauți telefonul, dar dacă e în parc, nu o să prea ai loc. Și uite, poți să încerc chiar cu telefonul meu chestia asta, adică îl pun așa, știi? Dar o să fugă la curbe. Deci de-a latul nu o să poată să stea aici și în momentul în care îl lași așa, o să cadă. De fapt, nu cade. Pentru că are un perete aici, dar vedeți că nu-ți dai seama ușor, trebuie să-l încerci. Deci, clar, acum mobilul stă, da, de stă bine, numai că accesul către zona asta e puțin mai dificil. Și poți să faci chestia asta doar când schimbătorul e în drive, dar nu e legal să ții telefonul mână mers, whatever. Piano Black, ăsta iar e un pic problematic pe aici, că se va zgâria, deși mi se pare sincer că a rezistat destul de bine. Mașina are 116.000 de kilometri. N-am reținut însă exact anul. Rămân însă chestiuni din astea de finisaj. Se poate vedea aici, de exemplu, dar pe aici cred că a fost băgat firul de la camera asta. Și stă mai bine decât acel focus filmat, dar sunt anumite detalii de asamblare. Deci asta ar fi critica. Pe alocuri probleme cu aliniamentul ăsta la asamblare, o navigație care e puțin mai învechită la aspect și puțin partea asta de ergonomie care ține de telefon. În rest, nu pot să zic că mă deranjează. Navi-ul arată decent, dar probabil nu e foarte ușor de folosit, așa că va fi mai simplu să-ți conectezi telefonul. Hai să dăm o tură să vedem cum se manifestă la... Chiar sunt curios de power shift-ul ăsta, cum se simte. Cameră de marș arier. Nu are o grafică excelentă, dar totuși nu e o mașină nouă, însă te descurci cu ea. Are și linii de ghidaj în momentul în care rotești volanul. Și sunt pe liber, de-aia. Observ o chestie interesantă. Când pui mașina în drive, îți arată modul de rulare și se fac ceasurile albastre. Acum, practic, ai mod de rulare confort. Evident că asta e o mașină care se pretează pentru condusul extraurban. E o balenă mare, să spun așa. Nu înseamnă că nu va fi ok în oraș. Dar mai ales cu cutia asta Power Shift, cred că mai ok e să o iei pentru extraurban. Menționez așa niște cifre. Mașina a costat undeva la 38.000 de euro în 2016 nouă. Și având în vedere numărul de opționale, e un preț corect. Și a fost cumpărată cu undeva în jur de 17.000 de euro orientativ ulterior, având acum 116.000 de kilometri. Adică e o mașină nouță, zic eu, din punct de vedere românesc, mai ales prin prisma kilometrilor, cât și a anului. Chiar o putem considera o mașină foarte puțin rulată, pentru că sunt multe exemplare diesel care sigur au depășit 300.000 de kilometri deja.
power shift-ul ăsta e interesant în sensul că n-are neapărat timpii rapizi de schimbare ca un DSG, dar oricum e mai rapid decât o cutie automată normală, însă din păcate e un buhuhu pentru Ford, adică a venit cu destule probleme și în general cred că majoritatea fug de ea. Pe mine m-a enervat pentru că am pățit și eu la fel cu Easytronic-ul de Opel și am rămas de 3 ori în drum cu mașina și pur și simplu mi-era frică să mai ies cu ea din oraș. Și chiar și în oraș. M-a lăsat odată până Crângaș și abia am avut să parchez mașina, m-am chinuit să o scop pe neutru ca să pot să o mișc. Și era mega enervant, că mergeai cu teamă tot timpul. Și de asta eu nu o să mai iau vreodată cutie robotizată sau... Dublu ambreiaj aș lua doar ca mașină nouă, pentru că ai garanție și nu ai probleme în sensul ăsta. Adică știi clar că mașina aia este făcută... De la o iei tu de la zero și dacă o fi să aibă ceva, până la urmă producătorul te despăgubește. Aici sunt niște mici cratere. Mașina e destul de fâșneață, în sensul când apeși accelerația, instant pleacă de pe loc și foarte repede schimbă viteza a doua. Și de asta dublu ambreiajul nu e chiar ok în oraș. Pentru că el simulează un convertizor de cuplu prin patinarea acelor ambreiaje. Și asta înseamnă uzură și nu e rafinată. Adică nu se compară cu o cutie iSync cu convertizor, dar schimbă mai repede, asta este clar. Despre motor, numai de bine, pentru că chiar ok. Dar aici o simt, face exact ca o Opel-ul meu. Adică în momentul în care pleci de pe loc, dacă imediat ai frânat și n-apucă să se lanseze, are un tremurat și un balans specific care e clar denotă existența ambreiajului, ca să spun așa. Dar confortul de rulare e deplin, adică în primul rând stai foarte bine în scaun și având și reglajele astea electrice cu memorii, nu prea ajuns să mai umbli la butoanele astea pe care, apropo, dacă ai o mână mai copănoasă ca a mea, s-ar putea să nu poți să o bași pe aici pentru că e destul de umflat scaunul, dar ai frumos memoriile aici, îți setezi niște poziții și nu mai ai nicio problemă, zic eu. Dar schimbă repede, adică odată ce te-ai pus în mișcare, profită foarte mult de cuplu motor. Și asta înseamnă că chiar dacă schimbă treptele de vreme, simți constant cum lucrează. Și chiar e de lăudat pe partea asta. Mașina are suspensii independente, atât față cât și spate, sunt multilink pe spate și McPherson pe față. Are însă pe partea asta de confort, filtrează gropile cu eco, cum îi spune, adică dacă e un canal din ăsta mai scobit, o simți cum dansează. Dar e bine că face chestia asta pentru că înseamnă că e setată confort. Dacă umbli la suspensii și le vei seta confort, n-ai nicio problemă. Dacă treci cutia pe sport, are retrogradat automat și o să poți să folosești și padelele astea. Dar în general la dublu ambreiaj padelele nu prea și-au rostul, pentru că între o viteză inferioară și una superioară tu vezi doar cum se mișcă turometrul, nu simți propriu zis o frână de motor. Însă fiind cuplată la un motor diesel, când ești în treaptă, să zicem că îi dau a treia pe la vreo 3000, când iau piciorul din gaz, mașina are o frână de motor destul de consistentă. Are și sisteme de siguranță. Adică o să pună frână singură, sistemul antiprost, cum îmi place mie să-i zic. Și sunt curios dacă... O dau pe sport, de exemplu. S-a schimbat și coloritul, s-a făcut portocaliu. Și în momentul ăsta... Practic ăsta e un mod de rulare din punct de vedere amortizoare, nu unul de motor, pentru că nu schimbă comportamentul motorului. Dar cert e că o simt la denivelări că e un pic, transmite mai rapid, e mai rigidă. Din păcate nu o să pot să merg foarte în fir pe aici pentru că e ora de plecare acasă. Da, clar. Față de un DSG mai nou, sau cel puțin similar din aceeași an, pentru că am testat, are un tremurat aparte, adică nu e o cutie atât de reușită la plecările de pe loc. Repet, în mers nu prea vei simți neajunsuri, adică doar pe ăștia care vă deranjează schimbările rapide, că în rest fluență există.
dar treapta asta întâi este problematică și în general ambreiajele multidisc umede sunt mai bune, așa cum are și asta. Există și power shift cu ambreiaje monodisc duble, care sunt și mai nașpa la senzație. Adică tot rămân fanul cutiilor automate cu convertizori clasice, care cred că ala long sunt mai ieftin de întreținut. Și o reconstrucție de asemenea cutie, în general la o cutie automată, dacă ajungi să o faci paragină, e vreo 2000 de euro să o repari, ca lumea. Asta înseamnă să-ți schimbe internele alea ca lumea, să n-ai niciun fel de problemă ulterior. Dar dacă ar fi să mergi pe o cutie automată clasică, mai bine ai sinul ăla, că e fără reproș pe partea de mentenanță. Mai are mașina o chestie care e utilă iarna, respectiv parbrizul încălzit, însă are niște spire foarte fine și dese, care se văd în general în soare și poate noaptea. Deci depinde în care moment al zilei conduci, cert e că le remarci. Dar până la urmă beneficiul de a avea un parbriz care se dezgheață ușor este ok. Va fi puțin mai trist dacă se sparge parbrizul, pentru că e clar mai scump decât unul. Da, da, da. Adică știu că avea o colegă la un Volvo un parbriz din ăsta, 1500 de euro a dat pe el, cu tot cu senzori, cu... nu e treabă. Dar mașina având softare, 180 de cai, da, trage, adică n-ai. Sunt, să zic așa, obișnuit cu senzația, pentru că tocmai am filmat recent C5 Aircross hibrid, am mers și cu 508-ul nou, tot așa HDI cu motorul de 180 de cai, adică practic mașina asta, deși din fabrică a avut 150 de cai și 350 de Newton, acum are 180 și 400 de Newton, deci exact cât oferă și PSA pe modelele curente și e un motor care chiar trage bine. Mi se pare că însă e puțin mai incisiv cu cutia asta pentru că e cuplajul mai direct, dar avantajul iSyn-ului totuși este că vine cu 8 trepte și asta înseamnă că avem parte de o rulare mai eficientă acolo, adică sigur scoate consumuri mai bune din punctul ăsta de vedere. Până acum, de exemplu, plimbarea asta cu tot cu stat în coadă mi-arată 7,4%. Deci ăsta chiar e un motor care rare ori îți va arăta 10% în oraș. O să vezi chiar niște cifre plăcute pe partea asta. Eu am reușit să scot la un mers normal extraurban cam 6,8 și dacă o alergi așa mai vesel pe autostradă, cu reprize și accelerări din astea multiple, am scos odată parcă un 7,881, o chestie de asta. Și cel mai mult eu am reușit în oraș pe 508 HDI și pe C5 Aircross HDI, același motor, mașini grele, mari, 8,8, cel mai mult, în cel mai nașpa trafic și mers mai accelerat așa când am putut. Adică chiar cred sincer, pentru că am trecut prin experiența asta, că e un motor care consumă foarte puțin. Însă HDI-ul nu-i de oraș, adică mi-aș lua totuși un 2.0 turbo benzină sau un 1.5 în situația asta. Dar până la urmă un Mondeo cred că e gândit ca mașină din asta de drumuri mai lungi. Adică o să-l bagi și prin oraș, dar asta nu înseamnă că pentru asta e făcut. Are și un mic heads-up display care îți indică cumva când să schimb aici. De fapt e chestia de distanță, cred. Se înroșesc alea în momentul în care te apropii de o mașină din față. Da, are frână de motor, dar nu face ca iSyn-ul. Deci cumva motorul e setat să preia această, să scadă din frâna de motor. Dar trage, adică n-ai nicio problemă de dinamică cu el. Și place că are un levier clasic, deci n-ai o problemă de asta de... Și până la urmă, uite, sistemele astea de reglaj aici, pentru că le ai la îndemână, o să-l trec înapoi pe confort, că până la urmă suntem în oraș. Dar îmi place. Sincer, răspunde, la nu-i mai plăcut decât la cutia iSyn, dar îmi plac mai mult cele cu 8 trepte iSyn. Așa că dacă stau să mă gândesc, cred că ar fi interesant un dublu ambreiaj cu 8 trepte, ca să poți să măsori concret chestia asta.
Cred că până la urmă problema cu această cutie a fost faptul că e făcută de un furnizor extern. Mai mulți furnizori extern, pentru că a fost și Look implicat și Borg, Getrag, pardon. Și asta înseamnă că n-au avut control foarte bun pe producție. Și eu am citit din diverse documentări faptul că oamenii care au testat cutia asta în etapa de preproducție au semnalat foarte clar faptul că nu ar trebui lansată în producție. Și totuși cei de la Ford au ignorat respectivele situații care erau concrete, adică oamenii care rămâneau cu mașinile de test în drum și trebuiau să aștepte să se răcească cutia. Și totuși ei le-au produs. Dar alea au fost la început, au avut 6 revizii de software de atunci, au mai fost și niște modificări interne și cred că acum ce s-a lansat ulterior, ultimii ani, sunt mult mai fiabile. Dar cred că motivul pentru care în prezent Ford cel puțin merge pe niște cutii proprii și cei de la Volvo și PSA folosesc Aisin-ul și nu sistemele astea cu dublu ambreiaj este pentru că sunt cunoscute ca fiind fiabile. Deci nu... Da, asta, sincer, este o mașină pe care eu mi-aș lua-o pentru concedii, adică e mișto, stai bine în ea, ai o piele foarte consistentă pe scaune, în sensul că are o densitate mare și simți cum e ca un memory foam din ăla, spumă cu memorie de la saltele din astea Dormeo și n-ai nicio zona spatelui și șezutului care să fie descoperită. Adică stai super bine în ea, pot să stau cu picioarele evazate, într-adevăr, poate unul mai plinuț, dacă... stă cu genunchii mai evazat, s-ar putea să se fie puțin deranjat de consola asta, dar nu mi se pare o mașină mică, adică ai loc cel puțin la fel cât într-un Passat. Dar are și motoare de la 125 la 240 de cai, benzină și diesel, adică nu e o mașină care să zici că nu livrează. Piese găsești, că până la urmă motor de PSA e un motor european, deci se potrivesc piesele fără probleme și de pe un Citroen, un Peugeot, un DS mai nou, deci sunt absolut identice motoarele. Puteți să comparați cu review-ul de la 508 și cu C5 Aircross Diesel. Și fiind totuși Ford, e mașină europeană, găsești piese ușor față de o mașină japoneză, de exemplu, și sunt multe. Uite, alt Ford parcat aici. Șansele să găsesc o Honda ca a mea parcată aici sunt destul de mici și dacă găsesc, probabil va fi una diesel. Așa că... Nu mi se pare că ar trebui să fugiți de mașinile astea. Ok, noi poate au fost scumpe. Poate n-ar da lumea aproape 40.000 de euro pe un Ford. Ar fi un teritoriu de E-Class din ăsta care tocmai a trecut. Dar, cu siguranță, la SH merită cu vârf și îndesat. Mi se pare chiar o mașină reușită. Adică le vei găsi la prețuri variate pentru că sunt motoare variate și mi se pare că au o mentenanță destul de ieftină. Și asta, sincer, la cum e echipată, mie nu mi se pare că este o mașină cu finisaje nasoale. Deci are piele moale pe volan, bordul moale, doar sunt chestiile astea de ergonomie. Că pui telefonul pe aici, mai e un pic de contorsionare pe acolo și care piano black. Dar în rest nu mi se pare că e o mașină incomodă deloc. Chiar sunt curios voi cum ați perceput mașina asta și gândiți-vă că asta e o mașină făcută în Spania și nu e făcută în România, cum sunt alte Forduri. Adică îmi place să cred că Toba nu ruginește la astea atât de ușor și că nu au probleme de asamblare pe care probabil ar fi avut dacă erau făcute în perioada asta nouă cu reducerile de costuri. Totuși ăsta e un Mondeo proiectat la început de an 2010, când încă downsizing-ul și chestiunile astea de eco-friendly și toate cele nu erau încă în vigoare și mai ales partea de motor. Și îmi place că cel puțin grupul PSA exact același motor îl vinde nou acum Euro 6 și e un motor care pur și simplu nu are moarte dacă îl întreții. Deci chiar ai șanse să faci milionul de kilometri cu el fără nicio exagerare. Dacă v-a plăcut această prezentare, dați un like. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă că o să tot apară prezentări de la noi pe canal și zic eu că sunt utile mai ales pentru cei care vor căuta mașinile astea să le achiziționeze sau pur și simplu informații despre ele. Dacă nu vă place și sunteți abonați, dezabonați-vă. Până la urmă, voi sunteți cei care ne dau note, voi sunteți filtrul nostru. Din moment ce abonații cresc, înseamnă că cred că facem o treabă bună, așa că o să continuăm să facem treaba asta în continuare. Mulțumim că ne susțineți, mulțumim reprezentanților că ne dau mașini și mai ales vouă că ne dați mașinile astea la test și că vă rupeți un pic din timpul vostru. Hai că am vorbit destul. Ca să închei, să nu ziceți că nu livrez și chestii concrete,
Consumul pentru această tură cu tot cu stat pe loc cu motorul pornit, 8,3%. Deci chiar atât a consumat mașina asta în oraș. În afară eu zic că poți să mergi pe un 6,5, l-a mers așa mai vesel. Dacă chiar mergi legal, perfect, s-ar putea să scoți și 5 și un pic, poate chiar și mai jos. Totuși o mașină de 1,5 tone, nu o să vezi consumuri de 3% pe ea, pentru că nici n-are o cutie de generație nouă. Am văzut genul ăsta de consumuri pe un E-Class de 1,6 diesel, filmat pe canal, de 160 de cai. Chiar avea 3,8% pe DN consum. Făcea, nu știu, 1600 de km cu un plin, ceva de genul. La revedere!